președinte, nefiind de la acea dată, din data de 22 decembrie 2019, primar al Clujului, eu, în calitate de președinte, am preluat și atribuțiunile primarului, care nu mai avea, la Cluj nu mai avea primar, iar eu, fiind desemnat ca președinte al noii structuri organizate atunci și respectiv Comitetul Revoluționar din Cluj, ulterior am aflat că de fapt ne numim Comitetul Provizoriu al Frontului Salvării Naționale și am fost ales și am preluat și atribuțiunile primarului. Care au fost primele decizii pe care le-ați luat în această nouă calitate? Primele decizii care au fost luate erau multe, pentru că se apropiau sărbătorile. Primele decizii au fost de a lua legătura cu directorii întreprinderilor care se ocupau, care aveau ca activitate aprovizionarea populației, cerându-le ca, în virtutea faptului că se apropie sărbătorile de sfârșit de an, să aprovizioneze alimentările, în primul rând, cu cele necesare ca oamenii să simtă că totuși s-a întâmplat o schimbare cât de cât și să poată să-și organizeze sărbătorile în bune condiții. Au fost multe probleme care trebuiau rezolvate. Informațiile veneau așa pe bandă rulantă. Se spunea că se aruncă barajul de la Tarnița în aer și că o să fie inundat Clujul. Spuneau alții că apa care venea la Cluj, care aproviziona Clujul cu apă, este otrăvită. Că sunt tot fel de mișcări care urmează să intoxicări, da, și să stârnească panică în rândul mulțimii de acolo, oamenii intrând în stare de panică, sigur nu mai puteau ei să țină o legătură foarte bună cu ei și să învețe de ce să facă anumite lucruri. Le-am rezolvat atunci și primele măsuri care le-am luat a fost să îndemn populația să la calm, să manifeste calm, să nu se dea la stricăciuni, să nu întineze prin atitudinea lor ceea ce se realizează până acum. Până atunci, pe urmă, am organizat funeraliile celor care au murit în decembrie 89, aici în Piața Libertății se numea atunci.